Instrumentiștii de la Școala de Muzică și Arte Plastice se pregătesc de Olimpiadă. 11 elevi au trecut astăzi de prima rundă de emoții, etapa pe școala Olimpiadei de Muzică, în care au avut ocazia să demonstreze că sunt valoroși și merită să ajungă în etapa viitoare. Faza regională a Olimpiadei, care va aduna cei mai talentați elevi de gimnaziu din zona Munteniei, se va desfășura la Drobeta Turnu Severin pe 14 martie. Sub îndrumarea și atenta observație a comisiei, cei mici au încercat să cânte fără greșeală la oboi, clarinet, vioară și pian. Cum crezi că te-ai descurcat la preselecții? Mi zic că a fost destul de bine. Ai mai participat până acum la Olimpiade? Da. Și cum te-ai descurcat acum? Foarte bine. La prima Olimpiadă chiar am reușit să iau o mențiune. La prima. Și acum cum crezi că va fi? Mai ales că e la Giurgiu etapa națională. Eu zic că va fi foarte bine. Mai ales că am niște piese destul de grele, care știu că le voi face foarte bine. De ce ai ales tu pianul? Pentru că mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut interesant. În premieră pentru Giurgiu, etapa națională a Olimpiadei de interpretare instrumentală a elevilor de gimnaziu se va desfășura chiar în orașul nostru. Competiția va avea loc în perioada 9-11 aprilie, iar în organizarea acesteia vor fi implicate toate autoritățile locale și județene. Ministerul Educației Naționale ne-a selecționat, deși suntem o școală mică, dar cu un potențial extraordinar, ca să găzduiască Olimpiada Națională. Conducerea școlii precizează că elevii au pregătit un program mult superior nivelului lor de clasă, mai ales că au concurenți pe măsură din 9 județe ale țării. Sperăm din tot sufletul ca elevii noștri să ne reprezinte, să reprezinte Giurgiu, orașul Giurgiu, să reprezinte învățământul giurgiuvean.